Salut, prieteni! Bine ne reîntâlnim la Agenda de Mureș. A trecut ploaia, am crezut că nu vom începe aici la Târgu Mureș emisiunea așa cum ne-am programat, dar a fost o ploaie bună de vară, o ploaie bună care ne dă speranțe că, știți cum scria în urmă cu vreo 2 ani, cam așa, pe geamuri, în textele copiilor care desenau curcubeul, până la urmă totul va fi bine. Chiar și atunci când greșim, într-o formă sau alta, de regulă, ne dăm seama odată la 2 ani că am greșit. De ce la 2 ani? Pentru că atunci facem analiza. Dar, surprinzător, după 2 ani, când vin cei care promit marea cu sarea, o facem din nou. Mi se pare că am făcut lucrurile exact așa cum ne-am dorit și cum trebuie. Nu știu cum se întâmplă că dacă vă întreb pe fiecare din voi, spuneți: înainte era mai bine, indiferent care e acel înainte. Desigur, nu fac referire aici la nostalgicii comunismului, deși și ei au exact aceeași idee. Înainte era mai bine. Vorbim astăzi despre toate acestea, dar și despre viitor. Invitata mea, fost parlamentar de Mureș și președintele Organizației Județene al Partidului Verde, Lavinia Cosma. Sărbună, bine ai revenit la Agenda de Mureș. Bună seara, că deja e seară. Bine te-am regăsit. Ne-a prins și vara între timp, de când nu ne-am văzut. Absolut. Timpul trece și odată cu el trecem și noi, dar măcar să lăsăm urmă de bine după noi. Da. Lavinia Cosma, vreau să vorbim despre, așa cum am spus, succes în succes, putință, putirință și neputință, despre vot și promisiuni, despre reușită și nereușită, totul în politică, totul datorat sau cauzat, pentru că e și un datorat, e și un cauzat de noi și de cei care ne mint. Sau de neputința noastră de a înțelege că odată ajuns la putere, omul e dat să se schimbe. Oare de la asta trebuie să pornim? Din păcate, sunt multe exemple în care oamenii, într-adevăr, după ce ajung la putere, se schimbă. Și asta vine dintr-o lipsă de educație, dintr-o frustrare, că dacă până în momentul în care ai ajuns în funcția respectivă n-ai făcut mare lucru, da, cu siguranță, în momentul în care ajungi în funcție, ți se pare că l-ai prins pe Dumnezeu de picior. Dacă ești un om echilibrat și ai lucrat, ca să zic așa, și ai avut profesia ta înainte să ajungi în funcția respectivă, atunci, dimpotrivă, simți o mare responsabilitate că nu e atât de simplu, adică trebuie să livrezi, trebuie să faci ceea ce ai propus, ceea ce ți-ai propus și ai promis în același timp. Deci, depinde de om. Depinde de om, dar la mijloc suntem noi. Înainte de a-mi răspunde, ridică-te, rog, la variera 2 cm mai sus și spunem cât până când reușim noi să ne păcălim că am votat bine, că am făcut bine. Da, uite, să știi că și eu mă gândesc zilele astea la cum tot uit la ce se întâmplă și pare așa că, nu știu, acum câțiva ani de zile ziceam, când mi-aduc aminte de protestele împotriva lui Dragnea și așa mai departe, atunci ziceam cu toții că și mi se părea că mai jos de atât nu se poate. Și când văd ce se întâmplă zilele astea, mi se pare că parcă întotdeauna se găsesc noi metode de a merge mai jos, între ghilimele, da? De a nu se întâmpla nimic, de a ajunge în unele locuri niște oameni care n-au nicio treabă cu responsabilitatea, cu profesionalismul și așa mai departe, ci pur și simplu profită de un moment și eventual sunt cumpărați, șantajați de niște oameni, că știu cazuri concrete. Cum îți explici că după protestele acelea din 10 august, după ce USR-ul, din partea căruia ai fost parlamentar, a fost la guvernare, astăzi, în 2022, iunie 13, sunt tot mai mulți cei care spun: bă, e mai rău decât când Dragnea era președintele Camerei Deputaților. Din păcate, s-a ajuns într-o situație pe care, de fapt, am prevăzut-o atunci. Acum sună așa că am fost nu știu ce prezicătoare, nu despre asta e vorba, dar cu un pic de bun simț și un pic de experiență, putea fi ușor de dibuit situația. Le-am spus și atunci foștilor mei colegi care atunci erau parlamentari că o să vă vină rândul ceea ce s-a și întâmplat. Eu am fost printre primele persoane
înlăturate, pentru că n-am făcut ce vroia gașca respectivă și pentru că și-au pus în funcțiile de conducere niște oameni, mai ales la organizația județeană, care nu știu să scrie, să citească. Adică chestia asta s-a dovedit ulterior în campanie, am văzut filmulețele respective. Repet, chestiuni absolut demonstrate, nu e nevoie de nicio dovadă în plus. Și le spuneam celor care au fost ulterior înlăturați că o să vă vină rândul, ceea ce s-a întâmplat. Și foarte interesant, în momentul în care le-a venit rândul, într-adevăr, au început să se dea victime și să posteze că uite ce se întâmplă și nu-i corect. Bun, da, când a început tot tăvălugul și toată povestea și am discutat despre asta că aici se va ajunge, atunci la ce te-ai gândit? Și aici ar ajungem la omul sfințește locul, că e o chestie de om, da? Atunci se gândeau, lasă că o dăm pe Lavinia afară, dar rămânem noi aici cu gașca noastră. Nu! I-au măturat pe toți rând pe rând, atât de simplu. Și da, n-am putut să am nicio simpatie față de ei, pentru că dacă într-un anume moment ar fi votat, pentru că fiecare dintre noi aveam un vot, și dacă ar fi votat responsabil și... până la urmă, în interesul nostru al tuturor, ca și cetățeni în primul rând, nu s-ar fi ajuns în situația Bine. Asta. Dacă ar fi votat toți și dacă ar fi mers toți către USR minus plus, care iată acum s-a rupt, pentru că nu mai e la Ciolan, e rupt, e altceva. Vreau să vorbim și n-are despre legătură asta. Cu Ciolan. Dar spune-mi, dacă ar fi votat toată lumea cu acel partid sau cu acei oameni, nu există nicio garanție că ar fi fost mai bine în condițiile în care acei oameni au fost acolo, s-au acuzat unii pe alții, i-au acuzat pe cei cu care au fost în coaliție și au ajuns sau au sfârșit în opoziție, unde sunt acum dezbinați mai ceva decât în momentul în care s-au gândit să facă un partid care să fie o soluție. Și atunci vin inevitabil cu întrebarea asta pe care am pus-o. Era mai bine dacă ar fi fost 40% vot pentru USR? Nu știu dacă era mai bine sau nu. Era o șansă la vremea respectivă, pentru că USR la vremea respectivă avea foarte multă încredere, sau foarte mult, avea destul de multă încredere din partea oamenilor și reprezenta cumva ideea că e ultima speranță. Pentru că așa a fost. Multă lume și-a pus încrederea în USR ca... partidul care e altfel, știm cum era, altfel nu furăm, nu facem. Era slogan. Pentru mine n-a fost un slogan, eu am demonstrat că nu m-am ocupat tu, cu infracțiuni ca plecat, și alții. Dar tu ai intrat acolo din partea Pol. Pol, apropo, okay. Partid care e pe cale să dispară de pe scena politică. Nu știu dacă dispare sau nu, uite, nu m-am gândit la treaba asta. Eu sunt foarte împăcată cu mine însă, pentru că mi-am ținut agenda, adică pentru ce am spus că voi milita, asta am făcut, indiferent. Am fost tot eu la Vinia, în fiecare context. În ce am crezut, asta am pus în aplicare. Nu am ajuns în Parlament și pe urmă mi-am schimbat, vai, nu mă mai interesează subiectele respective. Deci cu asta sunt foarte liniștită, pentru că eu sunt și la fel și voi milita pentru aceleași lucruri. Dar e interesant cum de fapt politica și partidele ajung să se dezmembreze pur și simplu și ajungem la fel la ce discutam mai devreme, omul. Omul sfințește locul. Cine e de vină, partidul sau membrii de partid sau liderii partidelor? Deci dacă mâine se înființează un partid, putem să-i spunem partidul negru, că avem aici negru în spate, da? Sau alb, ca să fie optimist, e o chestiune de oameni. Pentru că noi în țara asta nu vin unii din Finlanda, care se presupune că e o țară foarte educată, și vin la noi să ne facă partidul. Nu, tot noi îl facem, noi români, adică, da? Și demonstrăm că nu știm să lucrăm în echipă, din păcate. Și acum astea sunt niște considerente generale. Nu, eu am învățat prin ce experimente, apropo că unele au fost experimente, altele experiențe, am învățat să lucrez în echipă, am învățat că e loc sub soare pentru toată lumea și am învățat să fac ceea ce am spus și să mă interesez de dacă și tu ai ce mânca. Și chiar dacă se uită anumiți oameni în timp ce discutăm, noi o să zâmbească.
am discutat foarte mult pe următoarea speță. Am fost cu prietenii la o cabană și la un moment dat nu ajungea mâncarea pentru toată lumea. Și de la o masă foarte mare cu mulți oameni, eu eram foarte îngrijorată că mai trebuiau să vină în seara respectivă anumite persoane și n-au ce să mănânce. Și lumea din jurul meu era, și a fost o întreagă discuție, de ce mă interesează pe mine că urmează să vină oameni și n-au ce să mănânce, că nu-i problema mea, că fiecare trebuie să fie responsabil pentru ceea ce mănâncă. Și de fapt asta e diferența de viziune, de, de a-ți păsa sau a nu-ți păsa, și e o opțiune până la urmă, vrei să trăiești liniștit sau te interesează și de alți oameni. Pe mine m-a interesat întotdeauna să aibă și cel de lângă mine ce să mănânce. Bun, și în contextul acesta spun întrebarea venită de la Florin Bacali, da, care spune așa: bună seara agendei și invitatei dumneavoastră. Bună seara. Acum că s-a cam tras cortina peste niște capitole, așa, ne poate spune invitata dumneavoastră în mandatul ei de parlamentar ce a făcut pentru ca partidul, vorbeam deja despre asta, așa, ca partidul micuț care a lansat-o în viața politică în fapt și de unde a ajuns la USR, să nu fie în curând radiat, pentru că pe 30 este termen, Pol nu respectă prevederile legii, nu a avut candidați, nu are organizații, scând acolo mai multe pe care așa nu le respectă, și parchetul cere radierea partidului din aceste motive. Și ce anume trebuia să fac eu, că nu înțeleg ce trebuia mă să fac gândesc eu. Că nu mă gândesc că așa cum, în momentul de față. Mă gândesc că așa cum se așteaptă mult să se modifice legea. Să nu mai desfințez veac partidele politice deodată înființate. Nu am un răspuns, pentru că nu sunt la curent cu situația juridică în momentul de față, deci n-am cum să am un răspuns pertinent și să mă lansez în tot felul de speculații nu-i genul meu, în primul rând. Dacă există probleme de genul ăsta, sunt convinsă că avocații pe care i-au s-ar putea sau nu să rezolve problema. Dar problema de fond, dacă stăm să vorbim despre situația politică din România, e într-adevăr că partidele mari nu doresc să existe partide mici. Despre asta vorbim de fapt. Nu se dorește, și cât am fost parlamentar, am semnat inițiative legislative să nu existe aceste praguri care să te împiedice să candidezi, pentru că în alte țări nu avem aceste praguri. Deci asta e problema de fond, știi de fapt. Bine că eu am susținut și susțin în continuare ideea libertății de a fi multe partide mici. Dar te întreb, după experiența... Asta am și făcut cât am fost parlamentar. După experiența politică de până acum, e chiar așa mare diferența între partidele mari de până acum și partidele mici de până acum? Nu despre asta e vorba, culmea. E vorba despre faptul că dacă tu sau eu mâine dimineață vrem să înființăm un nou partid și vrem să candidăm, foarte important, că de fapt faptul că înființezi un partid nu ăsta e scopul, să-l înființezi, ci vrei să candidezi, să ai posibilitatea și libertatea să o faci. Despre asta e vorba. Dacă 10 partide în Târgu Mureș apar peste noapte, foarte bine, se poate să facă. Dar partidele astea mari țin în continuare monopolul, pentru că nu vor să crească, nu vor pur și simplu, și nu o să vrea asta nici în continuare, pentru de ce ar vrea din punctul lor de vedere? Deci nu mă, sau mă îndoiesc că vor fi schimbări în sensul ăsta din punct de vedere legislativ. Dar repet, am susținut asta cât am fost în Parlament. Mai mult de atât, situația concretă nu o cunosc. Crezi că lucrurile ar putea sta altfel după experiența pe care ai avut-o și pe care au avut-o românii și am avut-o noi toți în ultimii ani, inclusiv cu partidele nou apărute și care au spus că sunt altfel și de fapt au demonstrat că da, la nivel doctrinar pot să fie, să scrie că sunt altfel, da, la nivel de 1, 2, 3, 5, 80% din membri pot fi altfel, dar așa poate fi altfel și PNL-ul în esența lui, și UDMR-ul în esența lui, da, și PSD în esența lui. Și atunci crezi că există vreo, sau care ar fi drumul pentru schimbare? Pentru că eu am și scris ca titlu definiția insuccesului, facerile și desfacerile astea continue politice. Astăzi PSD, PNL sunt împreună,
sunt convins că nu o să treacă foarte mult până o să apară iarăși în statutul unuia scris și votat că nu se mai aliază. Nu se mai aliază, da, da. Asta e o chestie ciclică care se întâmplă la ei, absolut, da, de râs. Din punctul meu de vedere, situația e simplă pentru că nu există două, trei variante. Rezolvarea e să mergem înainte. Chiar dacă asta înseamnă să înființăm un nou partid, chiar dacă asta înseamnă să ne asociem cu alți oameni despre care la momentul respectiv credem că nu știu, avem aceleași interese și valori, dar nu e ca și cum gata, ne oprim, suntem dezamăgiți. Avem tendința asta. Și eu după ce am ieșit din Parlament am avut așa, am simțit nevoia de o perioadă în care să stau să mă ocup de lucrurile personale de care de fapt nu m-am ocupat de multă vreme, că întotdeauna erau alte lucruri de făcut. Și atunci am stat și mi-am pus chiar un semn serios de întrebare dacă să revin în politică. Și pot să spun acum, dacă vrei, foarte deschis și un răspuns foarte hotărât, pe care în alte emisiuni, când veneam la tine și mă întrebai, nu puteam să-ți răspund, că n-aveam de fapt o decizie. Dar astăzi, da, am o decizie foarte clară, mă reîntorc în politică sau mă reîntorc, continui în viața politică, pentru că cred că ceea ce am făcut... Nu, mi se pare cum, ca și cum aș da cu piciorul la tot ce am făcut până în momentul de față și nu vreau să fac asta. Cred că încă mai am energia necesară să îi trag și pe alții după mine, să schimbăm lucrurile, să chiar să mutăm munții din loc. Bun, chiar dar oamenii cred că mai au aceeași determinare, generații după generații, pentru că am început emisiunea vorbind despre vot și promisiune, și adaug realitatea, de fapt, și neputința pe care o manifestă mulți politicieni odată ajunși la butoane. Așa e, așa cine e. Are vina în acest context? Electoratul care îi dă puterea, fiind păcălit și fără să vadă în spate dacă a făcut sau n-a făcut ceva pentru comunitate până atunci, sau pur și simplu puterea care îi corupe? Puterea care pervertește și sistemul care te obligă să rămâi între anumite echingi. De ce lumea mereu își pune speranța în cineva și după 2 ani spune mai bine lăsăm pe ăla? Dacă am ajuns la un an și jumătate de la alegeri, să spun oamenii, păi l-am votat pe Șoș venind la Târgu Mureș, era mai bine cu echipa lui Floirea și cu Maior. N-am avut personal nicio așteptare. Am avut așteptarea, da, nu e bine cum am zis. Am avut așteptarea ca noi toți, de altfel, să vină un om nou la primărie, să schimbe orașul și să se apuce să facă, pentru că era o listă foarte lungă de lucruri de făcut. Dar în același timp n-am avut așteptarea de la omul care e astăzi primar, pentru că eu sunt consilier în carieră și lucrez cu tinerii zilele astea, deci lucrez cu oamenii și lucrez cu potențialul omului. Și din punct de vedere uman, adică structural, cum este el primarul pe care azi îl avem la Târgu Mureș, nu am avut vreo așteptare pentru că structural nu are cum să fie sau să devină peste noapte omul dinamic, care să vrea să rezolve probleme. Personalitatea lui pur și simplu nu este așa. Și atunci de unde nu este, nici Dumnezeu nu cere, dar am sperat că va avea măcar o rușine, așa, rușinea și bunul simț că după 20 de ani de Florea și Maior, că atât am tot vorbit și aici împreună la emisiune la tine, că măcar de rușine o să vină și în prima zi o să subțieze organigrama aia din primărie și o să rămânem cu cheltuiel mai... Asta cum vrut, dar n-am putut, nu există așa ceva. Cosma. Nu. Omul a vrut, dar nu poți... Nu poți, de ce nu poți? Ce nu poți? Ba poți. Toți spun că nu poți. Sindicatele spun că nu se poate așa cum vrea primarul. Sindicatele recunosc că nu se poate. Și atunci? Se poate.
Se poate și fiecare știe cum se poate. Nu intrăm în detalii că n-are rost, dar știe și primarul ăsta, dar nu vrea să-și asume. Nu vrei să-i dai consultanță gratis. Nu, că oricum n-ar face asta, din păcate. Dar mă așteptam să avem ceva făcut în orașul ăsta. Din potrivă, lucrurile se deteriorează pe zi ce trece. Vedem aceleași firme, vedem scandaluri, vedem angajări făcute cum sunt făcute. Nu merg lucrurile după 2 ani de mandat, pur și simplu. Dar, repet, nu sunt foarte dezamăgită că n-am avut așteptări de la el, că n-avea când, de unde, repet, o să mă auzi spunând asta, de unde nu este, nici Dumnezeu nu cere, nu este, dar n-avea de unde. Uman și structural, nu vreau să-l jignești, despre asta e vorba. El ca și persoană are niște abilități și competențe foarte bune într-un alt context profesional. Probabil că la muzeu s-a descurcat extraordinar și probabil s-a descurcat în continuare, dar ca și primar pentru un oraș cu foarte multe probleme după 20 de ani de Florea și Maior, n-a făcut nimic după 2 ani de zile. Poate mai mult. Și are o echipă de consilieri. Poate mai mult. Echipă de consilieri, îi știm pe cei care nu mai sunt consilieri, ne-am lămurit cu povestea aia, da, și acum înțeleg că are alții. Nu știu, tu când te duci prin oraș așa, ești mulțumit de ce se întâmplă? Bă, că eu mă uit în stânga, în dreapta, e la fel, gropi peste tot asta, că tot văd câte o postare pe acolo. Asfaltăm nu știu ce stradă. Dom'le, nu știu cum le asfaltați, dar după ce ați dat în folosință în 7 noiembrie drumul, era o groapă mare în mijlocul drumului. Păi cine, consilierul ăla care avea în fișa postului să verifice lucrarea, nu s-a dus acolo să vadă când a recepționat lucrarea. Este o comisie de recepție, că nu se duce o persoană, da? Trebuia să meargă acolo să spună. Nu e în regulă. Deci suntem în aceeași poveste în care unii iau niște bani, doar că nu-i mai gestionează Maior și Flora, gestionează UDMR și prietenii UDMR-ului. În povestea asta defilăm, din păcate. Îmi crește tensiunea. N-a trecut decât un an și jumătate de când a intrat în pipă, să zic asta, așa, un an și jumătate. Și Zoltan, și nu-mi permit eu, da, ca jurnalist, să vin atât de repede și să spun ce am spus-o. Bun, îmi permit eu. 16 ani. Încă 16 ani eu am spus. Eu nu mai am 16 ani, că am îmbătrânit. Dragii mei, adică până și eu am îmbătrânit. Deranjează ceva? Ieșiți în stradă. N-au ieșit la Dorin Florea și Claudiu Baiu. Crezi că se vor schimba lucrurile în cazul lui Șoș? Eu cred că Șoș va pierde în interiorul partidului, acolo politic. Și apropo de asta, vrei să candidezi la primărie? Pentru că în oraș se vorbește deja că primarul a reușit să capacideze deja doi posibili candidați din partea română. Pe cine? Cosmin Pop și... îmi scap acum, Radu Pescar. Pentru și cum, i-a cumpărat? Pentru a-i facilita din nou culoarul. I-a cumpărat? Ce a zis? Vă dau o găleată de asta, cum e, un diplomat poate de bani? Poate sunt prieteni, ca să trebuie... candideze. Am înțeles. Uite, asta e o știre. Avem Cosmin Pop și Radu Pescar care candidează, fiind ofertați de primarul în funcție de la Târgu Mureș. Asta e știrea. Vorbește gura târgului. Primarul aici n-a negat, nici l-a confirmat, doar a spus că îi apreciază pe ambii. Sunt convinsă care a fost prețul să candideze. Nu știu, care, cât o fi plătit ca să-i convingă să candideze. Poate că sunt prieteni, ce-au poate negociat? Că lor le convine cum merge orașul. Ce-au negociat? Păi unul stă la București, înțeleg, celălalt stă... unde stă? Nici nu știu unde stă, dar ne informăm, nu-i problema. Ok, revin. Sunt foarte curioasă cu cât i-o fi plătit, dacă așa e, dacă i-a plătit. Dar în afară de cancanurile astea de popoș, ca să zic așa... Nu mi-a răspuns la întrebare, vrei să candidezi? Îți răspund că nu, e o întrebare foarte importantă. Nu discutam, n-am divagat de la subiect ca să nu-ți răspund, dar și ce vreau să spun este foarte important. În afară de faptul că am exagerat ca să subliniez o idee, ideea fiind următoarea, jocurile astea ale UDMR-ului și ale diferitor personaje de prin oraș care... stau la cârciumă la un par de vin și își împart posturile pe aici prin oraș. Ok, să zicem cu 2 ani înainte de alegeri că e în regulă, se mai întâlnesc oamenii și mai discută un alta.
Dar dacă într-adevăr se dau niște bani ca să... Bani sub formă... Eu când am spus bani cash, nu neapărat la asta m-am referit. Că pot fi contracte ulterioare, adică te duci și candidezi și revin eu în primărie și îți dau contracte pentru XYZ. Știm bine cum se întâmplă povestea asta. Un alt subiect este că aștept cu mare interes tot felul de dosare să se mai rezolve pe la noi prin târg, să știm dacă da sau nu. Dacă unii sunt vinovați sau nu sunt vinovați în sensul ăsta, asta e o paranteză. Unu, să sperăm că va fi soluția în 30 luna asta. Colegii din presă să se uite acum la noi și să-și noteze. 30 iunie. E termen. E a doua amânare a pronunțării. Să vedem cum se finalizează. Deci sunt niște lucruri care trebuie lămurite, ca să spun așa. Revenind la întrebarea ta dacă candidez sau nu candidez. Tocmai am luat decizia de a mă reîntoarce în politică, de a continua de fapt în politică și cu siguranță voi candida, pentru că în momentul în care iei o decizie să continui lupta politică, nu e ca și cum nu vrei să candidezi la nimic. Și atunci o să văd, pentru că e 2024, e un an foarte complicat, sunt toate alegerile în 2024 și atunci trebuie capacitată foarte bine energia, resursele. Nu fac parte din politicienii care, nu știu, au avut nu știu ce contracte, că le-a promis UDMR-ul contracte, să ne înțelegem. Asta apropo de resursele financiare pentru a susține o campanie electorală. Dar asta e un alt subiect despre care ar merita să vorbim, cum se dau contractele de promovare și scot unii bani de acolo. E de reținut 2024 subiectul ăsta. E iarăși un an interesant pentru că, în toate în același an, teoretic cele locale ar trebui să fie în vară, cele parlamentare în toamnă, iarnă, da. Sunt unele voci în politică și potrivit acestora ar trebui să le comasăm pe toate să fie în aceeași zi. Mm-hmm. Cel mai probabil nu se va întâmpla. Nu cred că se va Curtea întâmpla Constituțională asta, deja a zis că nu e ok. Exact. Deși dacă ne gândim la alegător, ar trebui să fie mai ok așa, pentru că au fost foarte mulți candidați în alegerile trecute. Când s-a întâmplat să fie tot așa? Numărul 1 pe listă la Consiliul Local și s-a dus la parlamentare. Domnul, după ce a fost votat de toată lumea, el s-a dus și a intrat în Parlamentul de la București și a părăsit lista Consiliului Local. Ei, dacă ar fi toate deodată, nu cred că și-ar mai permite un partid să pună aceiași oameni peste tot. Așa este. Dar tocmai pentru că abordarea odată e povestea cu Curtea Constituțională, care e un lucru clar, dar și din punct de vedere politic, opțiunea partidelor este să nu fie alegerile în același timp, tocmai ca să poată să-și pună aceiași oameni în mai multe alegeri, da? La locale, la parlamentare și așa mai departe. Asta e o opțiune general valabilă din experiența mea politică, pentru că fiecare își face acolo listă și vede care sunt oamenii care sunt mai cunoscuți și atunci ar putea să aducă câteva voturi în plus. Asta e o chestiune de strategie politică. E strategie politică și unul e locomotivă, că așa se spune, da? Da, dar până la băgat cărbuni, e mult și cărbunii bagă electoratul. Da. La el se gândește cineva vreodată? Și cine se mai gândește la electorat în condițiile în care, insist, am văzut că toate partidele, când ies să muște din ciolan, uită ce au promis. Nu contează care partid e, uită pentru că altele sunt interesele, poate chiar ale celor care formează nucleul dur, nu a celor care au votat în masă partidul. Uită pentru că îi lăsăm să uite. Eu cât am fost parlamentar, cred că am fost unul dintre puținii parlamentari care am avut audiențe foarte multe și mult mai multe decât alți parlamentari și asta a fost un lucru care a putut fi dovedit, dacă vrei, și scriptic. Dar în afară de asta, eu am tot insistat.
nu există cerințe, nu există... Toată lumea vorbește, inclusiv eu, nu știu, în perioada asta în care, să zic că mi-am luat o pauză ca să-mi văd de viața personală, nu există interes, ci există o așteptare legitimă de altfel, că na, dacă un om e pus într-o funcție să-și facă treaba și pe mine să mă lase să îmi văd de afacere, profesie și așa mai departe. Dar cum nu se întâmplă asta, sunt tot mai puțini oameni care au energia necesară și dorința să-l tragă de mânecă pe parlamentar, pe consilier local, pe primar și așa mai departe. Pe cine să tragi de mânecă? Dar nu-i normal. Pe cine să tragi de mânecă dacă atunci când merg oamenii de afaceri înspre politică, fie sunt ținuți la ușă, fie le convine că le cresc afacerile într-o altă manieră decât cea de a se duce în Parlament și a vota, deci nu-i interesează să iasă în față. Acum o oră și jumătate am vorbit cu cineva care mi-a spus clar și direct, domnule, mie îmi place să stau în spate. Îmi fac treaba pentru oamenii mei, dar stau în spate. Nu vreau să ies public, nu vreau să fiu cunoscut decât de oamenii mei pentru care lucrez. Are dreptate în felul său. Da, dar, asta spun. Asta dar spun. Ajungem în punctul în care vorbim de stat, vorbim de aparatul de stat care implică inclusiv demnitarii, da? Și îl blamăm. Dar nu ne implicăm și când ne implicăm, suntem exact la fel ca cei pe care i-am blamat. Și ajungem exact la ideea pe care am spus-o la începutul discuției, că ne învârtim într-un cerc vicios. Cine e de vină? Noi cu toții suntem de vină pentru că nu avem o educație. Nu suntem educați. Asta este. Ne place? A, nu ne place când ne spunem asta. Da? Sistemul de învățământ e cum e. Asta e. Nu avem altul. 40.000 de... Și el e politizat până în... Exact. Măduva oaselor. 40 eu nu de pot să trec de... mai departe, la Vinia Cosma, nu pot să trec mai departe de momentul în care inspectorul școlar general de la Târgu Mureș scrie sub formă de comunicat pe pagina lui de Facebook că își dă demisia dintr-un partid să rămână, ascultă-mă, să rămână și să se dedice sistemului care l-a promovat. Păi mă nene, tu ai fost promovat inspector de un partid. Dă-ți demisia din funcție și du-te la catedră. Arată-mi de ce ești în stare educând copii. Și ajungem la problema sistemului. Ori bate-te ca sistemul ăsta să nu mai fie politizat. Nici educație, nici sănătate și nici... Dar cine să se bată pentru că beneficiază de tot ce înseamnă sistem de educație? Tot. Sunt așa de multe exemple aici. Tocmai ce ai spus demonstrează ideea mea. Că nu știm... Nu vrem, pentru că beneficiem de tot felul de beneficii, scuzați-mi alăturarea de cuvinte, și atunci cine să facă asta? Nu vrea nimeni să-și asume asta. Nu vrea nimeni să deranjeze. Nu? Există o vorbă, capul plecat, sabia nu-l taie. Dacă nu ții capul plecat când ești în funcția respectivă, păi te dau afară de acolo. Dar nu mai bine să fii, să-ți spună soția domnul inspector? Ești, când spun ești soția, mă refer la și la multe alte doamne. Sub bocanc, când stai cu capul plecat. Da, da, te duci într-o vacanță frumoasă, poate că îi cumperi copilului niște papuși mai buni. Te speli pe față cu apă rece și strece. Exact, pentru interesul personal. Și uiți care e menirea ta ca dascăl în primul rând. Da, nu vreau să generalizez, pentru că sunt dascăl remarcabil și fac absolut o treabă senzațională, mai ales generațiile tinere care știu cum să lucreze cu copiii în primul rând. Dar la fel au aceeași, cumva stau deoparte, pentru că lumea s-a săturat. Și am văzut asta la ultimele alegeri, pentru că 30%, doar 30% prezență la vot am avut. Vreau să spun ceva mai devreme foarte important. 40.000 de copii nu s-au înscris la bacalaureat anul acesta. Da? Asta înseamnă că din punct de vedere, nu știu, când mă gândesc la România, la ce înseamnă viitorul țării noastre, da,
avem niște copii pe care o să-i regăsim pe undeva prin afară, că nu o să rămână în țară, dacă nici măcar nu s-au gândit să dea bacul. Au considerat că nu le folosește la nimic. Lucrez acum foarte mult pe parte de tineri, tocmai tineri care nu au nici un loc de muncă și nici nu au nicio formă de educație, dar nu și-au terminat școala. Și lucrez să-i conving să se întoarcă la școală, să-și ia diploma respectivă, pentru că e un ajutor în plus să-și ia bacul, să-și dea bacul și altfel poți merge mai departe să ai o meserie în primul rând, să mergi pe firul educațional mai departe. Mai avem 40.000 în țara asta care o să meargă. Unde o să meargă? Tinerii cu care lucrez eu se duc la Căpșun, la Sparanghel, la Castraveți și îmi povestesc fetele, sunt fete care merg la pus Castraveți pentru că ele spun că au deja o îndemânare și câștigă mult mai mulți bani, câștigă 2.000 de euro pe lună. Și îmi spun, păi știți, eu vin acasă și cu banii îmi renovez casa. Și încerc să-i conving să rămână, să aibă continuitate în țară și am vorbit cu tot felul de firme să le ofere stabilitate, dar salariul e foarte mic. Să rămână în țara în care, de la nivelul liderilor de opinie, ni se transmite permanent că serviciile, de fapt, sunt cele care hotărăsc viitorul țării, că serviciile hotărăsc serviciile... cine și cum va conduce. Uh-huh. Am citit de ună, scria Ion Cristoiu, da? Că societatea civilă nu există. Scrie el în 2023 ce spuneam, nu că... Dar acum 15 ani, când Adrian Năstase a dat dispoziție, 16 ani, chiar mai mult, cred că 18 ani, a dat dispoziție să se facă ONG-uri ale socialdemocraților, am tras atunci un semnal de alarmă și am spus, oameni buni, nu e normal să fie ONG-uri de partid. Da? Nu serviciile. ONG-urile de partid funcționează în toată lumea, peste tot. Eu am fost în multe țări, dar e foarte clar discursul și transparent. Discursul său venea de la eșecul protestului împotriva noilor legi ale securității, ale serviciilor. Ale serviciilor, da? Da. Chestiunea asta cu serviciile, și acolo sunt tot oameni, ca noi, care, vorba bunicii mele, tot cu o lingură mănâncă. Doar că, nu știu, lingura lor o fi de aur. Mă gândesc. Dacă nu e de argint, dacă tot nu e de argint, ce de argint da, salvează. Exact. E o poveste care se speculează într-una, dar mai mult decât o poveste, e o luptă pentru putere, de fapt. Pentru că și în aceste servicii ar trebui după 30 de ani să avem niște oameni la conducerea lor. Și aici vorbesc indiferent de... Eu sunt convinsă că în servicii există oameni care își iubesc țara. Sunt absolut convinsă. Dar în același timp sunt niște oameni care ajung în acele funcții exact ca și cum a ajuns, doamna de la USR care nu știe să scrie să citească. Că, ca să avem așa, sau domnul inspector general care face și desface. Deci în orice părticică a societății noastre avem oameni care de fapt n-au ce căuta acolo. Și atunci ne trezim că în aceste servicii, mai ales în acest context care e foarte controversat și foarte complicat pentru România, sunt convinsă că sunt oameni care se gândesc la noi ca și țară și cum să ne apărăm țara, dar în același timp sunt niște oameni care vor să manevreze niște politicieni după bunul lor plac. Și da, cred că pun oameni în funcții pe aici și pe acolo. Când am fost în Parlament, culmea, ce coincidență, erau foarte mulți care lucrau prin Parlament și dacă îi întrebai de mama și de tata, ziceau, mama e la SRI, tata e la SIE. Și mă uitam așa, ok, că trebuie să lucreze și acolo cineva, nu? Asta e problema. Dar cum v-ați găsit voi toți aici așa brusc și dintr-o dată? Că
Am zis și eu, vorba e, eu venită din provincie tocmai și am zis să fiu și eu cu bun simț, să stau să mai observ prima dată. Și pe urmă, când întorceam capul în stânga, capul în dreapta, inclusiv la partid, mai apărea unul și tata Ceie de la SRI și de la SIE. Am înțeles, bun, deci v-ați pus copiii în funcțiile astea. Asta înseamnă că eu ce șansă am în povestea asta, că nu sunt. Revenind, cred că trebuie să ajungem acolo, apropo de servicii. Eu am fost în America și am văzut cum se desfășoară o ședință de control a serviciilor, da? Din America. Acolo trebuie să ajungem. Asta înseamnă că nu trebuie să fii șantajabil ca să fii în comisia de control a SRI-ului. Dar da, sunt parlamentarii noștri șantajabili? Sunt în situația unii, asta? Unii sunt șantajabili, cu siguranță. Avem un parlamentar din Mureș, unii, șeful comisiei, nu? Unii sunt șantajabili, atât de clar ca lumina zilei. Foarte clar. În momentul în care îți asumi că da, nu știu, existau tot felul de teorii prin parlament, dar parlamentarii care ajung acolo, în primul rând, ei trebuie să fie profesioniști și să iubească țara, în primul rând. E o chestie atât de... sună simplu, dar foarte complicat în același timp. Și atunci poți să înțelegi care e mecanismul, poți să înțelegi niște legi, poți să înțelegi... Eu am citit propunerile astea ale... cum să le numim? Ale securității sau ale serviciilor. Să știi că unele pentru care alții sunt revoltați sunt propuneri din America, de exemplu, care funcționează acolo. Și acum o să zic că unii le ia apărarea lor. Nu, dar pentru că am fost acolo și am văzut, într-adevăr, în alte țări există o apropiere. Adică dacă tu ca și cetățean simți nevoia să reclam ceva către serviciile respective, dar nu că s-a urcat pisica în copac, poți să faci asta. Deci, la noi e o discrepanță atât de mare și o distanță atât de mare între ceea ce crede omul că înseamnă un serviciu de securitate și ceea ce se prezintă la televizor. E o imagine atât de distorsionată care provine tocmai de la acești lideri, de la acești șefi de instituții de servicii care nu au credibilitate, pe care dacă îi verifici, culmea, să-și pună cineva întrebarea, hai să-i verificăm noi, nu? În Parlament, să-i verificăm noi pe cei care conduc acolo. Și verifici foarte ușor viața. E atât de, în 2022, din 3 clicuri poți să-i vezi viața omului, foarte simplu. Și poți să vezi cine e omul respectiv. Are ce să caute sau nu are ce să caute acolo. Și atunci poți să vii public să explici. Uite, asta e o prevedere bună pentru că ne ajută pe noi ca și țară la securitate, pentru că avem un război lângă, pentru că un război economic. S-ar putea să, Doamne ferește, mai vine un război în partea cealaltă de lume. Și atunci, da, avem nevoie de niște servicii care să lucreze pentru noi, ca și țară. Da, dar cum îi selectezi pe oamenii aceștia care să lucreze pentru noi când tu, ca sistem, ești praf? Când tu, ca sistem, ai oameni care sunt puși să facă selecția acolo, dar care se tem de cei care urmează să-i păi selecționeze. Despre asta vorbeam, de un control parlamentar care să funcționeze. Dacă în momentul în care vine șeful serviciului în Parlament și la prima întrebare mai complicată îi arată, acum dau un exemplu, nu înseamnă că s-a întâmplat neapărat, și arată o foaie, știi, Gigel. O foaie goală. O foaie goală, așa, știi, Gigel, stai cu minte acolo că amanta ta e la numărul 42, copilul tău s-ar putea să aibă ceva probleme cu drogurile și știi, politician fiind, dacă ți le scoatem toate astea mâine dimineață în prime time sau mâine seară în prime time, da, și dimineața e bine, stă frumos și pune întrebări de genul, cum a fost activitatea dumneavoastră în anul precedent
Și răspunde, activitatea noastră este în slujba cetățeanului, totul este, lucrăm pentru cetățeni, dar știți, vrem bani mai mulți. Și în loc să întrebe, dar la ce faceți cu banii? A, da, 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 e normal să aveți o activitate fulminantă și vă trebuie, aveți nevoie de un buget mai mare. Așa, în momentul ăsta, așa se întâmplă lucrurile. Sunt dependenți unigați. Exact. Dar noi nu și șantajabil, de ei. Șantajabil. Sunt șantajabil. Noi, poporul, nu suntem dependenți de ei, deși ne spun constant că au blocat nu știu câte atacuri și pe sunt zona convinsă, internet. Sunt convinsă că le-au blocat. Sunt absolut convinsă, și pentru că sunt oameni care își fac treaba. Bun, oamenii aia care își fac treaba, de ce nu au curaj să-i pună mâine dimineață la prima oră online pe toți cei care sunt șantajabili? Și da, scăpăm de ei. Da, scăpăm inclusiv de șefilor. Pentru că nu este mecanismul normal. Nu este mecanismul normal. Nu e treaba omului care lucrează în SRI și oprește atacul cibernetic, da, care ia un laptop și se pricepe acolo la lucruri, da, să pună el pe Facebook ce face șeful lui. Nu, e treaba Parlamentului, care să știe, să știe de amanta ăluia și de copilul cu droguri. Acum dau exemplele astea, nu le luați motamo, dar se nu, întâmplă dar asta. Sunt cele mai bune sunt exemple. Cele mai bune exemple, exact. Amantele, soțiile și toate neamurile astea căpușează instituții, exact, ale statului și am ajuns în situația în care vulgul spune statul nu e bun, doar privații sunt buni. Și am ajuns să scriu zilele trecute, totuși, cine a zis podurile asta? Alea, podurile alea care pică nu sunt făcute de privați, drumurile alea găurite nu sunt făcute de privați, nu știu ce alte lucrări care pușcă și sunt plătite din banii noștri, da? Din bani publici, din banii orașului, din banii țării. Alea nu sunt făcute tot de privați pentru că statul nu mai are fabrici și uzine. Corect, și atunci, așa este. Și atunci cine e mai... Statul e prost. Am întrebat-o chiar pe doamna Podină, a fost ta colegă de partid. Deci avem statul prost și privatul hoț? Că nu mai înțeleg. S-a creat un clivaj sau se dorește crearea unui clivaj între stat și privat în beneficiul unora care am impresia că mâine, dacă ar primi funcții la stat, ar fugi repede din zona lor privată. Doar știi să ce? Le dea cineva, că nu îi alege, da, și nu le dă nimeni. Știi ce am învățat în anii ăștia în care am activat în politică până la urmă și m-am străduit să fac tot ce ține de mine să-mi fac treaba pentru noi toți. Am învățat că nu există rău absolut și bine absolut, că există, un om e făcut și din bine și din rău, la fel și statul și privatul înseamnă, poate să însemne și bine și rău. Deci demonizarea asta a contractelor cu statul se întâmplă la noi pentru că nu se întâmplă după niște reguli și după o bună credință care să guverneze și care să slujească cetățeanul. În toată lumea asta există contracte cu statul și statul este cel mai mare, de fapt cel mai mare contractor. Are foarte mulți bani de gestionat statul, banii noștri ai tuturor. Și în toată lumea asta sunt unii care lucrează cu statul. Dar acei privați care lucrează cu statul nu fac un pod care cade după inaugurare, apropo de ce s-a întâmplat zilele astea, da, cu podul respectiv, nu asfaltează cum a fost în 7 noiembrie și groapa în mijlocul drumului după, nu știu, o lună, două de tăia panglică. Asta e diferența. Și atunci revin la domnul primar în funcție, că toate astea înseamnă un cerviciu. Nici domnul primar nu e doar rău sau e doar bun. E și rău, e și bun. Dar în acel moment a fost rău, pentru că omul pe care l-a desemnat să verifice omul, spun generic omul, da? Vorbesc de comisie, să verifice. Dar dacă tu, ca și cetățean, singurul tău scop este să stai frumos pe scaun, să nu deranjezi pe nimeni în instituția ta acolo, să nu te deranjeze nimeni și să nu-i deranjezi pe alții, că eventual vin de Paști, de Crăciun și ți-aduc un coș frumos cu cozonac și panetone și nu știu ce sticle de vin
și trufe să nu uităm de ciocolata aia așa, că sunt standard și astea, că nu avem imaginație, atunci, sigur, că te întreabă soția, da, vine Paștel, tu n-ai adus un cozonac, dar n-ai primit și tu un cozonac, dar uite, Maricica, colega ta de birou, cum a primit ea cozonac? Ai văzut filmarea de la balcon, cum îi umpleau portbagajul. Și apropo de asta, spune Alin Urcan, bună seara, având în vedere experiența doamnei Cosma în inițierea unor inițiative legislative în domeniul învățământului, ar vedea o colaborare la nivel local cu actuala administrație? Mai sunt 2 ani până la alegeri, întrebarea pică bine, pentru că avem 2 perspective. Perspectiva în care fac ceva pentru comunitate sau perspectiva în care îi las să dea cu capul de gard, că poate, poate va înțelege comunitatea că trebuie alții. Deci, ce ai face? Da, da. Bă, chestia asta sună așa, nu știu, parcă malefic așa un pic. Adică să-i lasă să dea singur cu capul de gard. Se descurcă destul de bine, recunosc la asta. În legătură cu întrebarea pusă, colaborare, eu aș colabora dacă m-ar întreba cineva despre experiența mea, dar nu m-a întrebat nimeni. N-am o problemă să colaborez pe chestiuni punctuale, dar repet, nu interesează pe nimeni pentru că nu cred că ei sunt interesați să facă ceva concret. Eu vreau să ajung acolo ca să scoatem orașul ăsta din groapă, că suntem metaforic în groapa aia din 7 noiembrie din mijlocul drumului, atât acolo suntem, din păcate. Și am stat foarte mult să mă gândesc în lunile astea care au trecut, dacă într-adevăr să-mi văd de viață. Și să-mi văd de viață ăsta înseamnă să pot să mă duc în orice altă țară, că am diplome care, diplome generic vorbind, să nu deschidem altă discuție. Adică mă pricep la partea asta de consiliere și mi-e recunoscută diploma în alte țări și mi-ar fi atât de simplu să câștig, nu știu, am colegi care câștigă 10.000 de euro pe lună. Dar să renunț, ce facem? Stingem lumina? Am stat și m-am gândit. Stingem lumina. Și am zis nu stingem lumina, că mai sunt niște lucruri de făcut, că mie îmi place acasă. Asta e chestiunea care mă deranjează, îmi dă cu virgulă. Și atunci înțeleg că vei candida la fotoliul de primar. De candidat o să candidez, o să vedem dacă mai multe locuri, apropo de întrebarea ta de mai devreme. Acum, la fel exagerez ca să subliniez o idee. Eu insist cu întrebarea, dar pentru că ai spus, vreau să schimbăm, să scoatem Târgu Mureșul din groapă. Vreau, și atunci, vreau. Din vreau. Ce poziție? Da. Poți scoate Târgu Mureșul din groapă și ca și primar, și ca și parlamentar, dacă ai cu cine colabora. Și poți face asta din mai multe poziții dacă ajungi să le ocupi în momentul respectiv. Mai văzut că am început să râd în timp ce vorbeam. Da, nu foarte politicos. Da, singur acolo, nu-i frumos, dar am 2 mesaje de doamna învățătoare, de la un cititor pe care acum o să-l rog frumos. Da. Potor Ioan îmi scrie așa, vă rog puneți întrebarea deoarece am dreptul, până nu-ți dai doctoratul, nu pun întrebarea, trece mai departe. Cosma. Nu știu ce legătură are doctoratul, dar nu mă bag în care le vorbesc. Ce facem noi ca să depășim conflictul acesta, vot, promisiune, realitate și neputință? Noi ca electorat. Eu că pot să spun ce pot să fac eu. Foarte noi important. Ca electorat, voi ca aleși, nu știu. Deocamdată sunt electorat și nu deocamdată, întotdeauna sunt electorat pentru că eu am un vot. Da? Și pot să spun ce fac eu. Eu am ales ca în continuare să-mi continui munca. Unii o să spună că se putea mai mult, nu-i suficient. Eu m-am săturat și de cărcotaj. Pentru că, da, întotdeauna se poate mai mult, absolut de acord. Nu sunt perfectă, n-am pretins niciodată asta. Dar lucrurile pe care le-am făcut, le-am făcut cu bună credință, fără să fur, da? Nu m-am ocupat cu ilegalități. Și am reușit să trag după mine niște lucruri. Asta e ceea ce pot să fac în continuare și foarte important să păstrez speranța. Pentru că dacă te duci dacă mergem împreună și dăm o tură de centru așa și vorbim cu niște oameni, pur și simplu bună ziua, ce mai faceți? O să-i vezi că sunt oamenii târgumureșenii, că despre asta vorbesc.
sunt atât de supărați și de deznădăjduiți și nu mai... Așa au fost și acum 2 ani, da, dar nu așa. Au votat cu Partidul Verde. Apropo așa de întrebarea este, lui da. Petru Dicu, care da. Nu s-a uitat de la început și întreabă în ce partid și ce statut politic are la Virginia Cosma acum. Dar mai spune-le dată oamenilor. Nici domnul Șoș, când a candidat prima dată, nu a ieșit primar din prima. De acord. Nicușor Dan la București a ieșit primar după ce a candidat de vreo, nu știu, 3-4 ori. Domnul primar de la Sighișoara, la fel, au candidat de mai multe ori. Așa că permitem să îmi ofer acest lux de a candida fizică, până o să ies primar. Pe persoană fizică sunt de acord. Eu vorbeam la nivel de organizație, de partid. Da, în Partidul e Verde. E Partidul Verde o opțiune după ce... După experiența de acum 2 ani, după experiența de 32 de ani, în care oamenii vorbesc de verde, dar nu înțeleg care sunt verzii, care sunt ecologiști. Eu l-am enervat pe Călin, pe... Ajută-mă, președintele... Vasile Grec, nu, da. Nu, nu, pe președintele pe vostru de la București. Pe Florin Călinescu. Florin Călinescu, așa. Eu l-am enervat. Punându-l să ne spună care e diferența între cele două partide. Mi-a spus, da, mi-aduc aminte. Lăsați-mă în pace, că nu e nicio legătură. Lumea nu știe. Nu știe. Așa și atunci, e. Cum da. Poți să ajungi la ei când oamenii știu una și bună? PNL, PSD, UDMR. Restul... Îți răspund. Uite, polul. N-am nimic cu ei. Bun. I-au votat odată, a doua oară, mult mai puțin, că au ajuns ca cel mai bun om al lor să plece după un an și jumătate cu niște explicații, spun eu așa, de fațadă, dar eu am văzut pe pozele lui, pe chipul lui, o mare dezamăgire. Pot să spun că există un sondaj făcut vis-a-vis de ce se dorește ca și, ca și orientare politică, ca și așteptări și... ceea ce înseamnă verde în România, are în momentul de față undeva la 14%. La ora asta. Sigur, politica e imprevizibilă, orice se poate întâmpla, dar asta înseamnă că există o nevoie cerută de oameni. Asta înseamnă că mai avem 2 ani de zile până la alegeri să ne facem și mai cunoscuți. Asta înseamnă că am fost săptămâna trecută la Congresul Verzilor Europeni, la Riga, în Letonia, unde s-a întâlnit toată Europa Verde. În Germania, verzii sunt foarte puternici, în toată Europa. Există reprezentare foarte, foarte largă în ceea ce înseamnă Parlamentul European, știm foarte bine lucrurile astea. Și da, există un val verde în Europa, care la alegerile din 2024 va fi și în România. Și spun asta în deplină cunoștință de cauză pe cifre, pentru că tocmai că există niște oameni care nu mai vor să audă de PNL, PSD, UDMR și ce o mai fi pe acolo și vor și-au dat seama de fapt că ce înseamnă politica verde și un oraș verde și un oraș smart. Îmi vine să râd că mi-aduc aminte de râda pagubă, de fapt. Că mi-aduc aminte de campania electorală când domnul Șoș, după ce mi-am lăsat programul cu care am candidat, a început să îmi preia de acolo ideile că dădeau bine și le-a pus în programul lui. Dar atât, că de făcut n-a făcut nimic. N-a făcut nimic. Bun, asta este. Am stabilit asta. Întorcându-mă la ideea principală. Începând din septembrie încolo, să avem în septembrie un congres foarte important și pe urmă, 2 ani de zile ne concentrăm să ieșim în public, să fim vizibili, o să fie niște schimbări. Sunt oameni care se alătură mișcării atât din societatea civilă cât și din politică până la urmă, pentru că sunt oameni care nu se mai regăsesc. Sunt oameni de la USR care nu se mai regăsesc, care vin spre Partidul Verde. Sunt oameni de la alte partide care și-au dat seama ce mizerie e și că vor să încerce altceva. Altceva ăsta, eu nu vreau să spun că va fi miere și vă oferim soarele, stelele și luna. Nu. Că omul sfințește locul. Că cred că pentru a 5-a oară în emisiunea asta spun asta. Dar ne vom face cunoscuți. Avem sprijinul celor din Europa pentru că verzii, așa cum spuneam,
la nivel european sunt foarte tari, asta este, și cred că putem să creștem un partid pe baze sănătoase și în România. E vremea să facem asta. De regulă, sunt oameni în partidele noi, dar și oamenii noi din alte partide care cred că pot să aducă, să provoace valul, să provoace schimbarea. Da, am lăsat așa pentru final, pentru ultimele 2 minute, exact o discuție despre valul acesta și te provoc, nu să provoci valul, ci să-mi spui cum vezi lucrurile până la urmă în USR minus plus. Cum e USR astăzi fără plus? Cum a fost USR cu Cioloș plus? Toată și lumea... ce a rămas? Ce am avut și ce am pierdut ce-am avut din, și ce-a rămas? Din aceste două formațiuni unite și a apărut acum partidul, nu știu cum îl cheamă, am auzit un nume. Da, ceva reper sau ceva, ceva de genul. Ceva, da, ceva, o chestie. Dacian Cioloș, un personaj interesant. Dar nu suficient, nu suficient de interesant. Nu suficient de interesant și de da. Prezent. În, da. Mai mult pus decât ales. Da, exact. Asta e cuvântul. E trist, pentru că USR-ul trebuia să reprezinte și să continue să reprezinte speranța, și speranța nu moare niciodată. Dar, din păcate, cu ceea ce s-a întâmplat și cu ce se întâmplă în continuare, și speranța a murit, din punctul în ceea ce îi privește. Și atunci e cumva de domeniul trecutului, din păcate, spun, repet, din păcate, că dacă niște oameni ar fi înțeles care e scopul și care ar trebui să fie menirea lor, alta ar fi fost situația. Asta este, de morți numai de bine, știi cum se spune. Contează ce facem mâine. Eu, așa cum am spus la începutul discuției, nu am fost șocată că a plecat Cioloș, pentru că... Dar e șocată de faptul că spun oamenii că e mai rău astăzi decât în 10 august, când au ieșit împotriva lui Dragnea? Sunt tristă că spun oamenii asta. Sunt tristă și vreau să fac ce ține de mine să nu coborâm atât de jos din toate punctele de vedere. Eu cred că Cioloș nu mai are vreun viitor politic, nu cred. USR-ul, prin tot ceea ce a demonstrat, politica asta de a pune analfabeți, dacă nu știi să scrii, să citești, măcar e o condiție minimă să știi să scrii, să citești. Dacă nici pe asta nu respecti, atunci Dumnezeu cu mila. Cum să respecti dacă tu scrii la calculator lângă ta? Da, e imaginea fabuloasă care vine exact, acum în minte. Da. Deci sunt niște personaje triste care au un eșec, care au eșuat în a ne reprezenta și în a intra în istorie ca într-adevăr o schimbare care ar fi trebuit să fie. E trist, dar contează ce facem de mâine. Și contează că eu mă întorc în politică, nu doar mă întorc, continui în politică. Contează că în 2 ani de zile cu Partidul Verde o să luăm avânt și o să ne facem cunoscuți la nivel de țară mult mai mult decât suntem în momentul de față. Avem consilieri, câteva sute de consilieri în toată țara, consilieri locali, ceea ce nu-i puțin lucru. Asta înseamnă că avem un fundament pe care să construim cărămidă cu cărămidă și, bă, Doamne ajută! Bun, și chiar ultima întrebare. Am depășit deja cu 4 minute timpul pentru care te-am invitat. Chiar ultima întrebare. Se chinuiesc oamenii ăștia care guvernează acum și ne spun că ar fi bine ca dreptul de vot să fie dat și copiilor nu de la 18 ani, ci de la 15 ani. Crezi că e de bine? Crezi că e de rău? Adică am ajuns la ideea că doar pe 30% îi mai putem păcăli, hai să mergem cu bombonici mai în jos? Depinde cum vezi lucrurile. Poate să însemne o contrabalansare a oamenilor care au o anumită vârstă, care statistic votează în România, și atunci se încearcă o revigorare și aducere a tinerilor și să încerc să-i implici. Dar atunci de ce nu-i dai voie să și candideze la 15 ani? De ce doar să voteze? Dă-i voie să intre în Consiliul Local, la 15 ani se lasă omul de școală, a făcut 8 clase sau 10 clase, stă în Consiliul Local și
hotărăște viitorul. Tocmai că nu sunt de acord să lase de școală, sub nicio formă, dar e o discuție care cred că trebuie să aibă loc în societate în momentul de față și o să vedem rezultatul, dar nu cred că ar fi o idee neapărat rea. Pentru că generațiile astea, și repet, eu spun asta pentru că lucrez foarte mult cu tineri, asta fac toată ziua și văd pe cei implicați cât sunt de deștepți, de conectați la ce se întâmplă în lume, la pretențiile pe care le au de la ei, în primul rând, și de la cei din jur. Și atunci, poate, rămâne să continuăm discuția, ei ar putea reprezenta genul de oameni care ne-ar putea duce înainte pe noi ca și societate. E o discuție care ar merita avută în perioada asta. Poate zicem că da, poate zicem că nu, dar hai să discutăm, să vedem. Putem discuta atunci și despre a da drept de vot doar celor cu bani. Nu cred că e același lucru. Nu e un... Sau celor care au 12 clase. Nu cred că sunt situații asemănătoare. Sau celor care știu să scrie și să citească. Nu sunt situații asemănătoare. Nu cred că sunt. Nu, pur și simplu, e altă discuție. Nu seamănă exemplele, adică comparăm mere cu pere. Nu. Dar, repet, poate în urma discuției ajungem la concluzia că nu e în regulă, că, uite, n-au cum să gândească. Să le dăm atunci din clasa 4-a, că și ei știu. Nu. Știu ce vor. Unii nu știu să scrie să citească în clasa 4-a, unii nu știu să scrie să citească în clasa 8-a. Unii au dreptul să scrie și să citească, nu au licență în drept. Dar nu știu să scrie. Da, asta e altă discuție. Înțelegem. Dar eu cred că nu pierdem nimic să discutăm, măcar să discutăm subiectul. Nu trebuie să și zicem că gata, facem asta. Dar am fost în Riga săptămâna trecută, unde a fost o întreagă Europa și am văzut cum se pune problema, suflu nou, oamenii cum trag schimbarea după ei, cum provoacă schimbarea. Și societate civilă. Și societate civilă, absolut. Dacă ți-aduce aminte, la noi un lider al așa numitei societăți civile avea contracte de promovare cu o companie națională, nu? Și ne spunea că produsul respectiv al companiei e pentru români de 200 de ani. Pentru România de 200 de ani, dar România e doar de... Important este că omul sfințește locul. Despre asta vom vorbi și data viitoare. Da. Mulțumesc tare mult pentru prezența, Lavinia. Bucur să ne revedem. Și sper să vii nu doar cu suflul pentru a porni valul, ci cu oameni cu care să vorbim noi, mureșenii, Târgu Mureșenii, pentru că cred că de asta e nevoie, în primul rând, de oameni capabili. Absolut. Și cu bun simț și să nu fie corupți. Foarte important. Mulțumesc tare mult. Mulțumesc și eu. Dragilor, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit și astăzi. Închei prin a vă spune că toți avem toate drepturile după Revoluție încoace, până la Revoluție nu le aveam. Și, prin urmare, trebuie să le fructificăm. Când? Atunci când ni se deschide ușa, dacă știm să intrăm, iar dacă nu, să încercăm să o deschidem singuri. Dacă e încuiată, batem din nou și se va deschide. Până data viitoare, distribuiți la cât mai multă lume și haideți cu soluții sau cu propuneri. Numai bine!